Biblioteca județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva își adaptează activitățile în funcție de necesitățile unor categorii tot mai largi de utilizatori. Astfel că biblioteca organizează o serie de evenimente și oferă, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, servicii într-o gamă diversificată. De data aceasta este vorba despre 4 cursuri gratuite. Pe lângă serviciile cu care și-au obișnuit utilizatorii, reprezentanții Bibliotecii Județene Ovid Densușanu Hunedoara Deva vor organiza gratuit următoarele cursuri destinate utilizatorilor în limita locurilor disponibile. Curs de pictură, 30 de locuri, destinat iubitorilor de artă cu vârsta de peste 16 ani, organizat în cadrul Clubului de Arte Plastice Curcubeu, care se va desfășura începând cu data de 4 martie, în zilele de luni și marți, între orele 16 și 20, la sala de lectură. Curs formator de specializare pentru studii superioare, o grupă de 14 locuri, care se va desfășura începând cu data de 3 iunie, cu o durată de 180 de ore, teorie și practică, între orele 14 și 20, la Centrul de Formare Profesională al Bibliotecii. Curs manager proiect de specializare pentru studii superioare, o grupă de 14 locuri, care se va desfășura începând cu data de 1 iulie, cu o durată de 240 de ore, între orele 15 și 20, la Centrul de Formare Profesională al Bibliotecii, și curs de expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, curs de perfecționare pentru studii superioare, o grupă de 14 locuri, care se va desfășura începând cu data de 14 octombrie, cu o durată de 180 de ore, între orele 15 și 20, la Centrul de Formare Profesională al Bibliotecii. Înscrierile se fac la secretariatul instituției în perioada 5-23 februarie, de luni până vineri, între orele 8:30 și 16:00.